ci că nu aveam Omicron în Moldova. În limba rusă este zic, zanaris. Haideți. Nici nu vom avea la așa atitudinea responsabilă de minister dacă deci fac secvențierea la depistarea tulpinelor. Noi, odată în Paște. În toată această perioadă au făcut doar de două ori secvențierea la depistarea tulpinilor dominante în Republica Moldova și doar pe câteva probe. Specialiștii noștri și chiar experții OMSE ne spun că probe de secvențiere trebuie făcute zilnic. Sunt declarațiile cu tentă ironică făcute de Ion Ceban în timpul ședinței săptămânale de la primărie. Boris Gâlca, șeful Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate din cadrul municipalității, a criticat faptul că responsabilii ar efectua prea puține secvențieri. Având un asemenea echipament utilaj performant, care nu toate țările în zonă pot să se laude, echipamentul parvenit de la OMS, secvențiator de ultima generație, și până în prezent, fiind adus în Republica Moldova deja cel puțin 3 luni de zile, s-au făcut doar două secvențieri, este o rușine. Aceste secvențieri și experții OMS inclusiv spun că aceste secvențieri trebuie să fie zilnice. Specialistul în sănătate crede că tulpina Omicron ar fi prezentă în Republica Moldova. În Republica Moldova oficial nu a fost spus că avem Omicron, dar vă asigur, stimați colegi, că mobilitatea sporită a populației înainte de sărbători, în timpul sărbătorilor interne și externe, călătoriile peste hotare spre Republica Moldova, revenirea la școală a copiilor, nu va face altceva decât să ne pună pe masă demonstrarea fermă că avem Omicron și în Republica Moldova. Edilul Capitalei a declarat și faptul că cei de la Ministerul Sănătății ar trebui să sporească capacitatea de testare a pacienților cu simptome de COVID-19 în cadrul laboratoarelor de stat. Este criminal ca Ministerul Sănătății nu face nimic pentru a spori capacitățile de testare în laboratoarele publice. Astfel, de fapt, populația este nevoită să meargă la laboratoarele private în continuare, unde s-a achită cel puțin un preț dublu pentru test PCR. I-am contactat telefonic pentru o reacție pe cei de la Ministerul Sănătății. Inițial, șefa Serviciului de Informare și Comunicare cu Mass Media, Elena Mudrei, ne-a spus să expediem repetat întrebările în formă scrisă. Ulterior, după câteva minute, dând de înțeles că programul de muncă tocmai s-ar fi încheiat, ne-a comunicat că urmează să primim un răspuns mâine în cadrul conferinței de presă susținută de ANSP.